Dragilor, bine v-am regăsit la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, o noutate editorială, o reeditare. Este vorba despre o carte superbă, Lumea interioară a traumei, mecanisme defensive arhetipale ale spiritului personal, de Donald Kalshed, o carte publicată în colecția Jungiana, și care de altfel face parte și din campania actuală desfășurată pe site-ul editurii Herald de vorbă cu femeia din tine. Astăzi este alături de noi Andrei Găitănaru, psihoterapeut, istoric al ideilor. Vorbim despre un autor foarte drag nouă, despre care noi am mai vorbit, Donald Kalshed, am vorbit despre cartea Trauma și Sufletul. Acum vorbim despre o carte care o precede pe cea amintită puțin mai devreme, Trauma și Sufletul, apărută în urmă cu câțiva ani. Este vorba despre Lumea interioară a traumei, o carte foarte importantă care sondează cumva zona copilăriei și a traumelor din copilărie, trauma știută sau neștiută, dar mai ales cea neștiută, trauma uitată din cele mai fragede momente ale copilăriei, trauma care ne definește viața și ne limitează și de asemenea ne constrânge, ne condamnă la suferință și la pierderea viului din noi. Și toate acestea fără a avea practic la dispoziție o explicație. Suntem împinși la compulsii, la adicții, la depresii, izolare, paranoia, autosuficiență și accese de furie, la suferințe psihice și fizice, care, la prima vedere cel puțin, nu par să aibă nimic de a face cu noi și cu viața noastră conștientă, ca și cum altcineva în noi ar suferi, și aici mă refer la copilul interior, undeva în adâncul tenebros al ființei noastre, ceva cumplit, însă acel ceva ce ni se arată doar în vise și în fantasme, în coșmaruri care ne lasă, practic, la un moment dat, perplexi. Cred că nu exagerăm dacă folosim și în cazul acestei cărți a lui Donald Kalshed, Lumea interioară a traumei, chiar dacă el folosește această expresie în cartea Trauma și Sufletul, dar ne place nouă această expresie și am folosit aceeași figură de stil, Kandaharul copilăriilor noastre traumatizante. Deci Lumea interioară a traumei, Donald Kalshed, Andrei. Da, mulțumesc mult că m-ai invitat să vorbim și despre această carte. Și mi-am dat seama, știu să încep prin o constatare pe moment. Mi-am dat seama că de fiecare dată când vorbim despre Kalshed, o facem așa, dintr-o bucurie și o bună dispoziție, că uite ce carte minunată, ce cărți minunate ne-a adus Kalshed, a scris Kalshed și ne putem bucura de ele. Și pe de altă parte constat că vorbim despre conținutul acestor cărți, este un conținut foarte greu. Suntem foarte bucuroși, suntem radioși, dar vorbim despre traumă, suferință, copilării, Kandahar, schije, e un paradox. Ocruze, e un paradox. Exact, disocieri. Și îmi dau seama că poate să pară paradoxal, adică de fapt noi ne bucurăm. De fapt nu, da, noi ne bucurăm de fapt și împărtășim apariția acestor cărți și acestui minunat autor, cumva la noi există sau rezidă bucuria de a oferi aceste cărți cititorilor, cei care da, probabil au avut traume în copilărie și care n-au ajuns să le conștientizeze, nu s-au confruntat cu acei mici demoni din copilăria fiecăruia și rămân așa într-o stare, cei mai mulți, din păcate, dintre noi, să spunem, rămân într-o stare de ignoranță. Ni se întâmplă lucruri urâte și de fapt noi nu cunoaștem cauza lor. Și da, iată, da. Donald Kalshed cumva ne ajută. Da, și aici e meritul lui formidabil. Zice că el poate să vorbească despre lucrurile acestea extrem de grele într-un mod care are de-a face cu, sau care pare că stârnește în noi o trezire. De aici și entuziasmul, de aici poate și energia pe care o simțim. Pentru că cărțile scrise de el și traduse de voi sunt cărți care te muncesc. Nu sunt cărți ușoare.
dintre toți cei cu care am vorbit, că au citit Culture, nu mi-amintesc de o persoană care să-mi fi spus că a citit-o repede. Nu. Toți spun că și-au luat timp, că au luat-o mai încet, așa, că au fost nevoiți să stea, să zăbovească, să interiorizeze, să plângă. Adică sunt cărți care te muncesc, adică sunt cărți care te transformă. Acum, transformând, ajutându-ne să conștientizăm anumite lucruri din interior, să le interiorizăm, să le spunem, aha, sunt ale mele, mă dor, dar sunt ale mele, intrăm în contact, a zice, și cu o energie stocată. Energie stocată exact în acest, poate, efort de disociere, pentru că unul dintre mecanismele de apărare ale psihicului nostru, de care vorbește Culture pe larg în carte, este chiar poate conceptul principal, este disocierea. Adică felul în care psihicul nostru ne apără de conținuturile traumatizante, despărțindu-ne de ele, adică coborând, luând din lumina conștiinței ceea ce ne-a afectat. Dar odată cu această, cum să spun, cu această disociere, cu elementul disociat, noi pierdem nu doar memoria lucrului întâmplat, ci și un considerabil bagaj de energie psihică. Metafora pe care o putem folosi este cea a unor gardieni. Gândiți-vă că avem un răufăcător interior sau un rănit, un muribund, un bolnav. În orice caz, un personaj care trebuie băgat în închisoare. Dar nu doar că îl bagi în închisoare, adică îl iei de la lumina zilei, de pe stradă, și îl închizi într-o temniță. Trebuie să-i dedici energie, adică ai nevoie de niște paznici pe care să-i pui acolo ca să păzească, să nu iasă. E, când noi intrăm în contact din nou cu conținuturi disociate sau ne apropiem, ceva din energia asta se eliberează. Iar uneori entuziasmul și bucuria pot fi inclusiv această energie care iese la suprafață. Deci a zice că sunt cărți, cum este și lumea interioară a traumei, sunt cărți care aduc la lumină din interior, spre lumina conștiinței, conținutul cu care greu stăm în contact, dar care, odată ce sunt asumate, aduc și, cum să spun, o dulce întristare, ca să zic așa, ca în tradiția Sfinților Părinți, și o ușurare care își poartă greutatea ei, ușurarea asta. Nu este așa, nu devenim volatili. Nu, zglobi, nu. Dar ceva se ridică în același timp de pe noi, cu toată greutatea conștientizării respective și a trăirii respective. Ori, Culture are acest merit formidabil. Cartea aceasta, de pildă, este, pe de o parte, vizionară, pentru că continuă o cercetare despre disociere care trece prin Freud și Jung în principal, mai sunt alți autori importanți, nu doar jungieni neapărat, ci și psihanaliști, Kohut, Winnicott, foarte importanți, de la care pornește și pe care îi cercetează. Dar merge mai departe și cumva chiar în lumea jungiană se spune că și Culture este atât de mare încât se poate vorbi poate și despre o metodă, în ghilimele spus, culturiană. Deci este, pe de o parte este vizionar, pe de altă parte este propune texte care au o extrem de solidă dimensiune academică, te trec printr-o istorie a problemei. Cum problema respectivă a fost teoretizată de Freud, de alți psihanaliști, de Jung, de el însuși. Intră în acest lanț, se introduce în acest lanț și problematizează cu trimiteri foarte precise și foarte exacte. Și în același timp, la un al treilea nivel, cărțile lui se bazează pe experiență de cabinet. Vorbește despre cazuri. Deci nu sunt cărți, ca să zic așa, pur teoretice, în care nu se face nicio trimitere către realitatea vieții psihicului. Nu. Trimiteri foarte precise care ilustrează. E o carte care te poartă și în laboratorul transformărilor psihoterapeutice, pentru că cadrul psihoterapeutic este, de fapt, un cadru închis, bine securizat, care se află sub
necesara confidențialitate, nimic nu iese la suprafață decât cu acordul părților, pacient și analist, în care se întâmplă o transformare. Și foarte multe dintre cercetările marilor oameni care au marcat istoria acestui domeniu, mă refer al psihanalizei, se bazează pe experiență de cabinet. Deci este și foarte multă teorie empirică, ca să zic așa. Sunt cercetări verificate. Nu sunt ideile unor oameni. Avem lucrul cu omul, de fapt. Verificat, probat, transmis, reverificat. Ori asta îi dă nu doar credibilitate demersului teoretic, ci dă de fapt stabilitate, soliditate. Și de aici, în același timp, iarăși încă o dată durerea, că sunt povești de cabinet pe care le găsești în această carte și care unul din ele te poți trezi oglindit. Povești de viață care pot semăna pe locuri cu viața ta. Și te trezești ca atare că ești introdus într-un proces terapeutic personal, te poți trezi. Sunt cărți care te pun pe acest drum al transformării. Iar lumea interioară a traumei face acest lucru cu un imens bagaj cultural, cu o imensă precizie conceptuală și teoretică, cu trimiteri către filozofie, teologie, mit, dar rămâne deasupra tuturor această coborâre, cum ai spus și tu, permanentă în acest Kandahar al copilărilor noastre traumatizante, adică exact în perioada în care s-a jucat totul, adică în copilăria primară. Nu neapărat primii 2 ani, dar în orice caz primii ani de viață în care sunt niște bureți emoționali, suntem deschiși, copii fiind, răniți, adică eu nostru este suficient de mic încât să nu poate duce povara unei presiuni exterioare. Motiv pentru care un mecanism de autoconservare, auto-întreținere, un mecanism defensiv se pune în mișcare, se activează pentru a salva, cum spune Kalshed, inocența rămasă a copilului din interior. Într-un fel, să zicem, este balaurul, demonul care ne fugărește prin visele noastre, dar care de fapt are ca scop protejarea noastră, este scutul antirachetă. Problema este că acest scut antirachetă în viața noastră de zi cu zi nu dă jos doar rachete din Kandaharul traumelor, ci poate să dea jos și porumbei. Poate să dea jos fluturi. Orice zboară este o amenințare. Uite, aș vrea să spune, continuă. Da, nu, scuze-mă, spun doar asta că din asta rezidă și tragedia, de fapt, că pierdem, e o viață, viața care vrea să se apere, să ne apere și o face stricându-ne viața, dejucându-ne dorința de viață și bucuria de a trăi. Aș vrea să-ți citesc ceva și cumva să dezvolți ceea ce eu îți voi spune, îți voi citi un pic imediat. Relația pe care Donald Kalshed o analizează și în această carte, Lumea interioară a traumei, relația psihoterapeut-pacient, care este foarte importantă și perspectiva din care privește această relație terapeut-pacient sau client are rolul său. Pacienții care au suferit traume destructurante, care probabil că au avut un stil de atașament dezorganizat, destructurant, în primii ani ai vieții sunt cei care ridică de fapt cele mai multe rezistențe în psihoterapie. Iar terapeuții tind de cele mai multe ori să reacționeze în contratransfer negativ la rezistențele lor, uneori ajungându-se chiar și la ruperea alianței terapeutice. Atitudinea empatică, și aici vreau să ajung cât de importantă este, atitudinea empatică compasională
și hrănitoare adoptată de Donald Calshet este singura care poate ajuta acești oameni să-și redescopere dimensiunile pierdute ale ființei, sechestrate în ei de traumă și să înceapă cumva lupta pas cu pas exact cu demonii de care pomeneai tu puțin mai devreme, demonii interior arhetipali. Însă lupta aceasta cere multă voință, abilități și de comunicare, și de analiză și foarte mult curaj. Cât de importantă este această empatie în relația psihoterapeut-pacient? Pentru că e clar că în istoria psihoterapiei au fost și situații din acestea în care, știi, eu fac o paralelă, scuze, fac o paralelă cu, și cred că am mai făcut-o noi doi, cu duhovnicul. Mergi la un duhovnic, rezonezi mai mult sau mai puțin, îți dai seama că de fapt parcă nu e ceea ce vrei tu sau nu e, nu te simți tu, nu există chimia aceea între duhovnic și cel care merge la el, persoana respectivă, și cam același lucru se poate întâmpla și în relația pacient-psihoterapeut. Parcă nu mă înțelege psihoterapeutul meu suficient de bine, parcă nu, și atunci apar aceste, cumva firești, aceste rezistențe în cabinet. Știi, în timp ce vorbeai, mă gândeam, mi-a venit în minte exemplul acesta. Imaginează-ți că ai un antrenor personal de atletism. Iar tu vrei să performezi în atletism. Doar că îți luxezi piciorul. O luxație de picior îți poate da un sezon peste cap. Ce se întâmplă? Niște ligamente sunt fragilizate. Durerea, de fapt, te împiedică să pui piciorul pe pământ și să te pui, de fapt, din nou în situația de risc de a-ți traumatiza din nou piciorul. Este o traumă fiziologică acolo. Cu alte cuvinte, durerea e un mecanism de apărare. Pe noi de asta ne doare. Tocmai ca să nu mai facem din nou ceva ce ne provoacă, ceva ce ne face rău. Acum, dacă antrenorul nu este pe fază și nu înțelege sensul durerii, deci a reținerii mele de a pune piciorul pe pământ, va insista să pun piciorul pe pământ. Ce înseamnă asta? Unu, că nu are experiență cu durerea, el însuși nu știe cum e să te doară, ca atare nu va putea să empatizeze, să se pună locul meu, păstrând distanța necesară, pentru că empatia nu înseamnă identificare, este ceva ce unor și eu mai spun în cabinet. A empatiza nu înseamnă a te identifica. Înseamnă a trăi împreună cu celălalt, rămânând persoană distinctă. Deci, da, e foarte importantă empatia, adică să mă pun în locul celuilalt, să încerc să-mi dau seama cum se simte, cum simte el. Ori, dacă un antrenor insistă în a fi pus piciorul pe pământ, mă pot gândi la faptul că nu are empatie. Adică nu are o experiență cu durerea, din punctul ăsta de vedere. În al doilea rând, nu are experiență cu trauma. Trauma a fost suficient de puternică încât mecanismul de apărare să dicteze această retractilitate. Adică nu pun piciorul pe pământ sau în lumea psihicului, uit, mă disociez, refuz să simt, refuz să consider ca fiind important. Sunt oameni care cărora le moare un apropiat și cu care vorbești, te întâlnești cu ei și îți spun de-abia în a patrulea sau al cincilea rând că le-a murit și cineva foarte important. Nu încep cu asta. Ca și cum nu e atât de important. Și poți să rămâi năuc, pentru că tu știi că era eventual o persoană foarte apropiată și dragă și nu înțelegi. Eventual atunci a comis greșeala, îl cerți. Dar cum n-ai vorbit despre omul drag care ți-a murit? Asta înseamnă într-un fel să nu fii în contact cu suferința celuilalt și să înțelegi că acolo este o rezervă. Acum, când vorbim despre mecanismele astea de apărare, vorbim despre continuarea pattern-ului disociativ. Adică omul care nu vrea să se ducă, să intre în contact cu un conținut traumatic, nu poate, de fapt, să facă asta. Deci el are nevoie de timp. Are nevoie să se antreneze.
are nevoie ca eul lui să fie consolidat, să prindă putere, ca să poată sta în contact cu ceea ce doare. Asta necesită, după cum spuneam, timp. Ca atare, terapeutul este bine să aibă această răbdare, să facă acest drum care necesită timp. Să nu-l poarte direct pe cel care suferă în contact cu suferința, că s-ar putea să nu-i rezistă. Psihicul lui tocmai nu degeaba îl ferește de contactul cu suferința. Poate că acest contact cu suferința a fost prilejuit, să zicem, de prima oară, de o ființă non-empatică, o autoritate, poate tatăl, să zicem, sau mama, nu contează, de fapt. Ca atare, pacientul că vine în cabinet poate proiecta sau poate face un transfer asupra terapeutului, adică îl poate trăi ca pe această instanță a traumei, această instanță a abuzului inițial. Se poate teme de el, se poate enerva pe el, poate manifesta asupra terapeutului multă furie. Cel mai prost lucru pe care îl poate face un terapeut este să cadă în contratransfer, adică să reacționeze ca și cum el, despre el este vorba. Emoția pacientului traumatizat din punctul ăsta de vedere este foarte importantă, chiar dacă se manifestă în contact cu terapeutul, nu cu terapeutul, poate vedea mai bine ce se întâmplă acolo, ce se află. Ne uitând vreodată că nu e vorba despre el, de fapt. Adică sună aia personal. Sau dacă este vorba despre el, să-și vadă partea lui de responsabilitate. Cu alte cuvinte, să dea dovadă de conținere, de flexibilitate, de a sta cu emoțiile celuilalt. Astfel încât folosindu-se de durerea care iese la suprafață, să poată face ceva în sensul interiorizării ei, acceptării ei. Că, mă rog, oricum, vindecarea e un proces care se întâmplă după o legitate interioară. Nu terapeuții vindecă pacienții, ci mai degrabă terapeuții interioare ai pacienților îi vindecă pacienții. Terapeuții din cabinet sunt cei care țin ușa deschisă că acest lucru se poate întâmpla. Dar nu ei vindecă. Nu putem spune noi i-am vindecat pe pacienți. De fapt, pacienții se vindecă pe ei. Cu alte cuvinte, funcția aceea vindecătoare să poată intra în funcțiune odată ce demonul interior a fost înțeles, a fost integrat, i s-a înțeles scopul, iar noi suntem eliberați din cușca în care el ne ține pentru a ne apăra, tot pe noi. Și de-abia de atunci vindecătorul sau terapeutul interior poate intra în funcțiune, își poate face treaba. Dar pentru asta e nevoie de acest drum foarte lent și atent. Nu știu cât de lent, de fapt. De obicei este lent. Dar n-aș vrea să generalizez. Contează foarte mult fiecare om și fiecare caz în parte și fiecare situație în parte. Dar prin această coborâre foarte atentă în lumea interioară a traumei, încet, încet, alături de psihoterapeutul din cabinet, omul, pacientul, de fapt, poate intra în contact cu psihoterapeutul interior. Îl poate lăsa să-și facă treaba. Prin înțelegere și prin integrarea durerii și a traumei și a suferinței. Dar asta înseamnă deja, vezi, dislocare. Cum spune chiar Calșe din trauma și sufletul. Trauma reprezintă și o stagnare. O stagnare pe calea transformării, pe calea maturizării, un blocaj. Ori, în interiorul cadrului terapeutic, procesul este exact punere pe drum, deblocare, care se întâmplă după ritmuri interioare. Asta. Cam despre lucrurile astea așa aș încheia. Ne vorbește Calșe, dar repet, cu o suculentă erudiție și cu un imens bagaj de informații care vine din experiența de cabinet.
După cum spuneam, e o carte care se citește greu pentru că nu este neapărat o carte dificilă din punct de vedere teoretic. Necesită o acomodare cu limbajul și cu o anumită pricepere conceptuală. Dar nu asta este problema, de fapt. E o chestiune de limbaj, o poți rezolva. Și mai ales capacitatea de a sta cu conținutul ăsta interior, acesta interior, pe care fiecare dintre noi îl are. Nu-i nimeni scăpat de asta. Cum spunea Jung, arată-mi un om sănătos și am să ți-l vindere. Da, și nimeni, ca să-l parafrazez pe Harvey Hendrix, nimeni nu se vindecă de unul singur. Și câteodată avem nevoie de relații ca să ne vindecăm și avem nevoie, bineînțeles, și de terapeuți, așa cum foarte frumos spuneai tu, să ne deschidă ușa, da, pentru acest proces lent și îndelungat. Pentru că nu te poți vindeca de niște traume în câteva ședințe de psihoterapie. Deci asta este clar cu siguranță. Dragii noștri, am vorbit astăzi alături de Andrei Găitănaru, psihoterapeut istoric al ideilor, despre o carte frumoasă, Lumea interioară a traumei, mecanisme defensive arhetipale ale spiritului personal, de Donald Kalshed, o carte publicată în colecția Jungiana. Vă mulțumim că ați fost și astăzi alături de noi. Ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine!